Bine v-am regăsit la buletinul de știri Info Capital. Vă propun să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Premiate pentru longevitate, după 5 decenii de căsnicie, familiile din municipiul Petroșani au fost recompensate de Primăria Petroșani. Peste 800 de copii din Petroșani vor primi în acest an școlar burse. Consiliul Local Petroșani a aprobat încă din luna noiembrie numărul și cuantumul burselor pentru anul 2013-2014. Zeci de oameni au fost prezenți la festivalul de colinde, eveniment derulat la sala de marmură a Primăriei Municipiului Petroșani. Manifestarea a fost organizată de către reprezentanții administrației publice din localitate. Și acum știrile pe larg. Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier. Evenimentul s-a produs pe șoseaua de centură a municipiului Petroșani, iar în urma impactului nu s-au înregistrat victime. La scurt timp de la producerea accidentului, la fața locului a ajuns un echipaj de poliție. Pe șoseaua de tranzit a orașului Petroșani, în intersecția cu strada Ion Creangă, a avut loc o tamponare între două autoturisme. În urma tamponării au rezultat pagube materiale. Ambii conducători auto au fost testați alcool test, rezultatul fiind negativ. Urmează să ne deplasăm la sediul Poliției Municipiului Petroșani, unde vor fi completate declarațiile tamponare, ulterior se va stabili vinovăția fiecăruia. Să înțeleg că nu existau victime. Nu au fost victime omenești. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest de oamenii legii, iar rezultatul a fost unul negativ. Polițiștii vor stabili care dintre cei doi șoferi se face vinovat de producerea evenimentului rutier, urmând a fi aplicată amenda prevăzută de lege în acest caz. În urma accidentului a rezultat avarierea celor două autoturisme implicate. Familiile care au împlinit 50 și 60 de ani de căsnicie au fost premiate de către reprezentanții Primăriei Municipiului Petroșani cu 300 și respectiv 500 de lei, un buchet de flori și o diplomă de fidelitate. În prag de sărbători, reprezentanții administrației publice de la Petroșani au hotărât să premieze familiile care au împlinit 50 și respectiv 60 de ani de căsnicie. Pentru prima dată când aniversăm familie cu 60 de ani de căsnicie, e un moment inedit și cu atât mai mult sau mai mare este bucuria noastră cât sunt 7 familii care împlinesc 60 de ani de căsnicie, ceea ce este extraordinar. Manifestarea de la sala de marmură a primăriei a început cu premierea a celor 13 familii care au împlinit 60 de ani de căsnicie. Mă bucur să fim din nou împreună într-un moment zic eu, foarte important și mai mult decât festiv, să sărbătorim și să premiem familiile care au împlinit 50 de ani de căsnicie și pe cei care au împlinit 60 de ani de căsnicie. Încă o dată la mulți ani, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să fiți cât mai fericiți și să aveți și de acum încolo sau de acum încolo numai momente de bucurie în viața dumneavoastră pentru că meritați. La mulți ani, multă sănătate, sărbători fericite și sigur că ne vedem după premiere să ciocnim un pahar de șampanie cu dumneavoastră. Mulțumesc! Pentru a intra în spiritul sărbătorilor de iarnă, cei prezenți s-au putut bucura de un recital de colinde. Lacrimi în ochi și afectate vizibil de trecerea timpului, familiile prezente au dezvăluit mii secrete ale unei căsnicii de durată. Și cu urcușuri, și cu coporișuri, și cu bine, și cu greu, au trecut. Care este secretul? Am tras la aceeași căruță și o mers până la urmă. Care ar fi secretul unei căsnicii atât de lungi? Păi știți cum? Să mai închidem pliscul și noi femeile și altă dată bărbații când nu au dreptate și să lăsăm să treacă și de la unii și de la ceilalți ca să meargă bine. Nu ne-am înțeles foarte bine și cu bătrânii am trăit 33 de ani, cu bătrânii, cu părinții ei, că eu tinere am fost.
și n-am avut certuri, n-am avut probleme, așa ceva. Și avem doi băieți împreună. Și ați trecut peste toate. Peste toate. Prin mine, cu munca, acasă, gospodăria, să fie cu mine, să vadă de gospodărie. Asta e posibilitatea. 63 de ani. Am avut în septembrie, în 28 septembrie. Și cum au trecut cei 63 de ani? Au trecut foarte repede. Așa ni se pare nou acum, dar au fost și cu bine și cu greu. Dar ne-am învins pe toate. Ați fost alături mereu unul de celălalt? Niciodată n-am fost despărțiți. Suntem deja și străbunici. 60 am făcut în octombrie. Am sărbătorit cu familia, cu frații lui, cu neamurile, că nepoții sunt departe, plecați. Cum au trecut anii? Dar știți că foarte bine. A fost înțelegere, certuri, niciodată. Soțul meu a fost un bărbat extraordinar. N-a jurat, n-a avut treabă cu nimeni, știți? Și de asta a mers bine. După ce au fost premiate, mai multe persoane au ținut să le mulțumească organizatorilor pentru modul în care a fost pus la punct acest eveniment. Să mulțumesc în numele tuturor celor premiați pentru festivitatea care mi-a fost pregătită. A fost un gest foarte frumos din partea domnului primar și dorim și dânsului și la toată lumea să primească și dânsul vârsta noastră de căsnicie și să vă bucurați în iasă de aceeași festivitate când veți fi la postura noastră. La finalul evenimentului, toți cei prezenți au fost invitați să ciocnească un pahar de șampanie în cinstea sărbătoriților. Vor primi burse și în acest an școlar. Este vorba despre câteva sute de elevi din municipiul Petroșani care vor beneficia de burse de la primărie în anul școlar 2013-2014. Primăria municipiului Petroșani va acorda și în acest an burse pentru școlari. Astfel, 877 de burse vor fi distribuite elevilor din localitate în valoare totală de 45.515 lei. Sunt burse sociale, burse de merit și burse pentru copii cu rezultate deosebite la învățătură. Ele sunt într-un quantum stabilit și aprobat de către Consiliul Local și sigur în fiecare lună ele se plătesc către familiile respective. Da. Primim de la unitățile școlare toate situațiile cu ele și în baza listelor făcute de către școli noi plătim acești bani. În anul școlar 2013-2014 vor fi acordate 13 burse de performanță în valoare de 75 de lei, 105 burse de merit și 37 pentru media 10, fiecare fiind în valoare de 50 de lei pentru elevii din învățământul gimnazial și 70 de lei pentru cei de la licee. De asemenea, se vor acorda 45 de burse de studiu în valoare de 40 de lei la gimnaziu și 50 de lei la liceu, precum și 677 de burse sociale în quantum de 50 de lei pentru fiecare elev. Bursele de performanță se acordă elevilor care au obținut primele locuri la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale și s-au calificat sau s-au clasat pe primele locuri la etapele naționale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific. Bursele de merit se acordă începând cu semestrul 2 pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul 1 pentru elevii aflați în celelalte clase ale aceluiași tip de învățământ, care îndeplinesc cel puțin una din condițiile solicitate, adică au rezultate deosebite la învățătură și care au obținut locurile 1, 2 sau 3 la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale sau la concursurile cultural-artistice cu caracter sportiv, tehnico-științific de nivel național. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie mai mic de 800 de lei și au cel puțin media 9,50 sau 10 la purtare, iar bursele de ajutor social se acordă elevilor cu probleme sociale, orfani sau cu grade handicap, la cerere, cu condiția ca venitul lunar pe membru de familie să nu fie mai mare de 300 de lei. Deschise și de sărbători, câteva farmacii din județul Hunedoara vor fi deschise și în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, din cele 47 de unități din județ, doar 10 vor fi închise. Dacă în alți ani, în perioada sărbătorilor de iarnă, farmaciile erau închise, acum lucrurile s-au schimbat. În majoritatea
localităților din județul Hunedoara, oamenii vor putea să-și procure tratament în caz de urgență. Conform Colegiului Farmaciștilor din județul Hunedoara, farmaciile vor avea program special în perioada sărbătorilor. Astfel, în zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie, farmaciile vor avea program scurt. În rest, vor funcționa normal. În aceste două zile, două farmacii din Deva, două din Orăștie și câte una în Hunedoara, Brad și Hațeg, vor avea program non-stop, în timp ce alte 28 de unități vor avea program până la orele 13 sau 14. Doar 10 farmacii hunedorene vor avea ușile închise în prima zi de Crăciun și de Anul Nou. În Valea Jiului, oamenii vor putea cumpăra medicamente, dacă va fi cazul, din 15 farmacii deschise. Astfel, în municipiul Petroșan vor funcționa 7 farmacii, în orașul Petrila, 4, în municipiul Vulcan, 2, iar în Lupeni și Hurican, câte o farmacie vor fi deschise cetățenilor. Petre Nica, președintele sindicatului reprezentativ la nivelul complexului energetic Hunedoara, a declarat că este necesar un contract colectiv de muncă nou care să se aplice atât minerilor cât și energeticienilor. Asta deoarece diferențele între salariații nu trebuie să mai continue. Petre Nica susține că salariații unității trebuie să fie plătiți cu aceeași unitate de măsură. Ceea ce avem de gestionat pe sfârșit de an este să ducem la bun sfârșit respectarea contractului colectiv de muncă cu tot ce prevede acesta în privința drepturilor și facilităților salariaților, fără a uita, și repet acest lucru pentru că este esențial, că acest complex energetic nu se află într-o situație economică care să ne bucure. Atât energeticienii cât și minerii sunt salariații aceiași unități și că aceste drepturi trebuie să fie egale și pentru unii și pentru ceilalți, chiar dacă lucrăm pe două contracte colective de muncă diferite. De asemenea, liderul de la Muntele a precizat că orele pe care minerii și energeticienii le prestează în weekend nu sunt plătite la fel. Sâmbetele sunt în continuare plătite dublu pentru energeticieni, sunt plătite simplu pentru mineri sau deloc. Borurile de termoficare, acele bonuri pentru ajutorul la căldură, ale minerilor de la partea viabilă. Mai mult decât atât, în luna decembrie, angajații de la minele viabile și cei de la neviabile nu lucrează după același program. Asta cu toate că sunt aproape aceleași firme care asigură transportul dus întors la locul de muncă. Și aceeași societate pregătește masa caldă a minerilor la intrarea în schimb, iar oamenii aceia trebuie să vină mai multe zile la serviciu decât ceilalți salariați. Petre Nica a subliniat și faptul că există angajați care nu și-au primit obiectele necesare igienii corporale, echipamentele de protecție, materialele cu care trebuie să lucreze și să dea produs. Nica a adăugat și că a primit numeroase sesizări privind diminuarea coeficientului de calcul a salariilor. Negocierile pentru un contract colectiv de muncă unic la nivelul complexului energetic Hunedoara vor demara la începutul anului viitor. Din momentul în care termocentralele au fuzionat cu minele viabile la nivelul complexului energetic Hunedoara, minerii și energeticienii au lucrat în baza două contracte colective de muncă diferite. Schiurile pot fi reparate de acum și la Petroșani. Lângă sediul vechi al școlii gimnaziale Igheduca s-a deschis un atelier de reparat schiuri și snowboarduri. După fiecare sezon de iarnă apar și mici imperfecțiuni ale schiurilor și snowboardurilor. Mă interesează doar șanțurile, dar nu se mai simt la mână. O să se vadă? Da, nu. Șanțurile se vadă, că e incolor. Altă problemă am eu. Aici eu n-am canturile pe până sunt. Dar zice. Așa e placa. E un model mai vechi. Vezi că și aici sus este mai mai dreaptă, da, așa, da, știi? Da. Dar mi-e place foarte mult, cum e foarte ușoară asta față de mult. Fie canturile să zic. Aici am o problemă. Aici. Mă, bine, eu nu ajung acolo, o să ajung de foarte puțin. Și aici aveți fix acolo unde se termină, da. Se termină. Bun, e regulă. Acolo, dacă să așa, am văzut că o sărit un pic să nu sară. Nu sară. Pentru ca nevoile iubitorilor sportului alb să fie satisfăcute, în municipiul Petroșan s-a deschis un atelier de reparații. Pentru că nu este în Petroșan și ne-am gândit că pentru schiorii noștri din Petroșan să avem schiurile cât de cât bune. De cât timp ați deschis, cam așa, cu aproximație câți oameni v-au bătut la ușă? Am văzut chiar mai devreme un domn. Aproximație de 3 săptămâni, o lună de zile am deschis reparații schiuri. În jur de 100 de persoane au fost la reparat cu schiuri și plăci.
Prețurile au fost stabilite în așa fel încât orice schior să-și permită ca măcar o dată pe an să-și repare schiurile. Spre exemplu, pentru o placă reparată se plătește aproximativ 60 de lei, iar pentru o pereche de schiuri, 50 de lei. Practic, schiurile sunt șlefuite, iar mai apoi sunt reparate imperfecțiunile de pe talpă. L-am băgat pe șlaif, îl pregătesc pentru încărcarea găurilor din el. Îl pregătim ca lumea, cum treaba. Pentru a reuși să practice această meserie, petroșeneanul a urmat cursuri de specializare la Oradea, iar cei de acolo i-au și dotat atelierul cu aparatura necesară. Investiția a fost una semnificativă, dar ținând cont de sezonul de schi care tocmai a început, banii cheltuiți se vor amortiza ceva mai ușor. Printre cei care au trecut pragul atelierului de reparații se numără și parapantistul petroșenean Toma Coconea. Programul atelierului este zilnic între orele 8 și 16. Tradiționalul festival de colinde la a patra ediție. Colindătorii de la unitățile de învățământ din Petroșani, de la corurile bisericilor din localitate, precum și grupul vocal al detașamentului de pompieri au participat la festivalul organizat în preajma sărbătorilor nașterii domnilor, în preajma sărbătorii nașterii domnului de către reprezentanții primăriei din Petroșani. Sala de marmură a primăriei din municipiul Petroșan a fost gazda unui festival de colinde organizat de administrația locală. Faptul că reușim să organizăm acest lucru se datorează în primul rând lor, colindătorilor și celor care se ocupă și de copii și de corurile mari care sunt de la cultele religioase sau pompierii sau indiferent cine și-a exprimat dorința de a veni și a cânta, sunt bineveniți. Mai multe grupuri din localitate au venit astăzi la primărie pentru a susține un concert pentru cei prezenți la eveniment. Este un festival al colindelor la care participă coruri sau grupări din toate confesiunile religioase și ortodox și de alte confesiuni și de aceea aici este locul unde se etalează fiecare ceea ce a lucrat în perioada aceasta. Iar corul bisericii se pregătește cam referitor la colinde, cam de când a început postul Crăciunului. Colindătorii, deși erau vizibil emoționați, au făcut față cu brio și au dat tot ce a fost mai bun pentru public. Vom cânta niște colinde tradiționale mămurlănești. Ai emoții? Un pic. Ți-ai dorit mult să participi la acest festival? Da, pentru că într-un fel sunt și bucuros, dar și în altfel îmi fac în plus seara mândră cum ar veni. Ai emoții? Nu. De cât timp te pregătești tu pentru concertul ăsta? De un an. Și tu de cât timp te pregătești? De un an. Ai emoții? Un pic. Și ce colinde vezi când colinda voi? Iisus Hristos și Domnului Doamne. Și tu te văd mai micuț. Ai emoții? Nu. Cât te-ai pregătit tu pentru acest eveniment? Și eu, ca el, un an. Un an? Și cine te-a îndrumat pe tine? Domnișoara Rus. Ce colinde vezi colinda? Nu sunt foarte obișnuite, dar sunt mai speciale. Un exemplu? Iisus Hristos. Probabil și orice veste. Veți vedea. Și unde v-ați pregătit voi? La școala ingineră numărul 7, Petroșani. V-a îndrumat doamna profesoară sau ați avut și alte surse? Am fost la o preselecție și cine a fost mai bun i-au venit. Printre cei care au colindat astăzi petroșenenii s-au numărat și câțiva pompieri de la detașamentul din municipiul Petroșani. Copiii prezenți la eveniment au primit pachete cu dulciuri cu ocazia sărbătorilor de iarnă din partea administrației locale. Campania Un Crăciun pentru Fiecare, derulată de Trustul Media Capital, merge mai departe. Atât populația Văijiului, organizațiile non-profit, cât și agenții economici au fost receptivi la acțiunea organizată de noi. Astfel, aceștia au venit în sprijinul nostru cu alimente de bază, haine, jucării, obiecte de igienă personală, dar și dulciuri.
Cu toții visăm la cadoul perfect de Crăciun. Unii speră la un smartphone, o tabletă, un ceas, un autoturism și lista poate continua. Însă cele mai frumoase cadouri vin din suflet. Dăruiește din suflet pentru suflet. Dăruiește din puținul tău și vei fi răsplătit cu un zâmbet de copilaș. Donațiile se pot face până la data de 20 decembrie inclusiv, iar pentru a intra în legătură cu echipa lui Moș Crăciun și a face o donație, contactează-ne la sediul Capital TV sau la numerele de telefon 0254 544 100 sau 0254 544 200. Pachetele destinate familiilor cu venituri mici vor fi livrate la domiciliul acestora în cursul zilei de 20 decembrie. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Fiecare copil merită o șansă. Te invităm să devii Moș Crăciun pentru un copil sărman. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Implicarea ta va fi răsplătită cu un zâmbet de copilaș. Capital TV lansează împreună cu voluntarii de la Inimă la Inimă campania umanitară Un Crăciun pentru Fiecare. Noi, împreună, putem să aducem mângâiere, alinare, ajutor și speranță celor aflați în nevoie. Fii și tu alături de campania Un Crăciun pentru Fiecare. Pentru a intra în legătură cu echipa lui Moș Crăciun și a face o donație, te invităm la sediul Capital TV. Iată acum principalele știri din sport. Bine v-am găsit la buletinul de sport din această seară. Liderul Ligii a patra Hunedoren la fotbal, Retezatul Hațeg, se află în vacanță începând cu această săptămână. Echipa aflată pe locul 1 își va relua pregătirile pentru retur începând de marți 21 ianuarie 2014. Tânărul jucător de 19 ani de la Retezatul Hațeg, Darius Pușcă, este curtat în prezent de două divizionare de Liga 1. Nu ne vom opune unui astfel de transfer pentru orice jucător, dar numai dacă optează spre o ligă superioară, Ligia 4-a, a precizat antrenorul hațeganilor Flavius Iltu. În turul campionatului Ligia 4-a, Hunedoara, în Valea Jiului, au existat câțiva jucători cu vârste vulnerabile care au prestat pentru echipele lor. I-am numit aici pe Căuneac, 43 de ani, la Minerul Uricani, Mugurel Radu, 44 de ani, la Jiul și apoi CS Vulcan, cu Căilă, 43 de ani, la Universitatea Petroșani sau Traian Câmpean, 45 de ani, la Hercules Lupeni. România, care participă în aceste zile la campionatul european de fotbal tenis din Turcia, a reușit deja câștigarea două medalii de aur prin sportivii de la Comexim Lupeni la triplu senioare și triplu juniori. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a stabilit pentru mâine, 18 decembrie, un curs al euro de 4 lei și 46 de bani, al dolarului american de 3 lei și 24 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 28 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4 lei și 41 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 46 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 26 de bani și se vinde cu 3 lei și 34 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5 lei și 22 de bani, iar la vânzare de 5 lei și 30 de bani. Urmează datele despre vreme. Bine v-am regăsit! Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată la deal și la munte, unde cerul va fi variabil. În zonele joase, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice ale perioadei și local va fi nebulozitate joasă sau ceață, mai ales la începutul zilei și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. În Valea Jiului vom avea o maximă de 1 grad Celsius, o minimă de minus 4, probabilitatea precipitațiilor va fi de 0%, iar vântul va sufla cu 6 km pe oră dinspre sud. Joi vremea se va menține mai caldă decât în mod normal, cu precădere la deal și la
la munte. Cerul va fi variabil, temporar acoperit în zonele joase, unde local se va semna la ceață, în special dimineața și noaptea. În Valea Jiului vom avea o maximă de 1 grad Celsius, o minimă de minus 2, iar probabilitatea precipitațiilor va fi de 0%. Vineri, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă anului în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu norări noaptea în regiunile vestice și nordice, unde spre sfârșitul intervalului pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, mixte. Dimineața și noaptea în zonele joase local va fi ceață, care izolat poate persista. Noi vom avea în Valea Jiului o maximă de minus 1 grad Celsius, o minimă de minus 4, iar probabilitatea precipitațiilor va rămâne la același nivel de 0%. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară cât mai plăcută, la revedere! Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Nu ratați ocazia de a vizita site-ul nostru capitaltv.ro, unde puteți citi pe larg subiecte interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinelor de știri Info Capital. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.